Ah, sim, sim, sim. Ba da, suntem pe drum. Am plecat. Da, avem, suntem în București, dar abia am plecat, că și-am luat și Luci ceva să mănânce și suntem plecați de vreo 5 minute. Păi, a parcat mașina într-o parte și spitalul era, a mers aproape 2 km pe jos. Am mers, am ajuns acolo, am ajuns la mall-ul ăla, am ajuns la 7 fără 10 și am ajuns la spital la 7:20. Da. Mi-a amestecat. Deci mi-a dat să fac analize de sânge, m-a întrebat dacă mănânc carne multă, dacă știu cum am acidul uric, zic nu știu dacă... Așa, până la urmă mi-a luat tensiunea, aveam 15:8, după cât am alergat, m-a pus pe pat și când mi-a îndoit piciorul trosnește la rotul acolo. Da, da. Că mi-a zis că s-ar putea să nu mai am cartilage și să roade oasele. Și m-a întrebat de oi roșii, păi am zis, am avut iridociclit acum vreo 20 de ani. I-am spus când am căzut bicicleta acum 30 de ani, tot pe sângul, mereu pe sângul am avut probleme, că nu mă doare mijlocul.